Iubiți credincioși, așa cum este tradiția de zeci și sute de ani în Biserica Ortodoxă, în noaptea Sfântului Vasile, pentru că noi nu serbăm Revelionul, ci serbăm pe Sfântul Mare Erarh Vasile, Arhiepiscopul Cezarii Capadociei, mare tămăduitor, mare vindecător, mare ocrotitor al Bisericii, unul din cei trei erari, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul, zis și teologul, și pe Ioan Gură de Aur, cel mai mare ritor al creștinătății, pe care îi veți vedea sărbătoriți la vremea și la timpul cuvenit de-a lungul lunii ianuarie, acestui an în care deja de câteva clipe am intrat, 2019, iar Sfântul Vasile, fiind un mare taumaturg sau vindecător, în vremea domniei sale, un tânăr oarecare s-a dat cu zapis diavolului, l-a scris cu sângele său, l-a dus noaptea în cimitir, l-a aruncat în vânt, diavolul l-a luat și din clipa aceea tânărul s-a demonizat. Poate ați avut vreodată ocazia, închinându-vă moaștelor sfinților sau cuvioasei Maicii noastre Parascheva la raclă, la sărbătorile mari, să vedeți câte un om din acesta scuturat de duhuri rele, care sunt cu comportamente ca de psihopat, cu comportamente schizofrenice, se trântesc pe jos, au și apucături parcă epileptice, și atunci pentru ei se fac aceste rugăciuni speciale numite dezlegări sau rugăciuni ale Sfântului Vasile, și în tradiția vindecării de atunci, pe care Sfântul a făcut-o chiar la miezul nopții în biserică și tot poporul striga Doamne miluiește, la un moment dat el atât de violent a devenit încât a fost închis într-o cușcă de fier. Și poporul ținea cușca și striga, Doamne miluiește, și Sfântul citea. Și la un moment, diavolul a început să ragă ca un leu și a spus, Vasile, greșești de moarte. A venit de bunăvoie la mine, s-a dat de bunăvoie în mâna mea și tu n-ai voie să-mi iei. Și atunci Sfântul Vasile s-a iritat și a spus, stai că ți-arăt eu ție. Și a creat în clipa aceea, cu gândul lui teologic, deci până la el n-au fost rostite aceste rugăciuni, toată dogmatica teologiei, dacă ați fost atenți în aceste rugăciuni care se citesc, le-a invocat asupra diavolului până ce diavolul s-a ars, a lăsat zapisul din mână, Sfântul Vasile l-a luat și l-a ars în fața tânărului la lumânare și în clipa aceea s-a izbăvit și nu a mai fost chinuit. Deci ele nu sunt un ritual coregrafic, nu sunt un ritual regizoral, ci au un mare efect benefic și sufletesc asupra trupului nostru, dacă o facem cu credință, așa cum ați făcut cei care ați venit în seara aceasta. Unii postiți ca să vă împărtășiți, unii nemâncați pentru liturghia de noapte, unii care v-ați împărtășit și v-ați spovedit în post ca să fiți curați pentru a asculta aceste dezlegări. Se obișnuiește sau mai este tradiția să se facă câteodată și mai cumva mai înglumiță, ca să spunem, cu oarecare irresponsabilitate, dar ele se întorc în mod categoric și asupra celui care le citește și a celui care le ascultă. Deci nu ne jucăm cu ele, pentru că sunt cuvinte dumnezeiești. V-am spus lucrul acesta ca să aveți ca idee de ce fix la 12 noaptea, la cumpăna dintre cei doi ani, cel vechi care pleacă și cel nou care vine, creștinii vin în biserică și ascultă aceste rugăciuni. Mulți sunt mai fricoși, se tem de ele, e firesc să te temi de lupta cu diavolul și mă gândesc la pilda din Pateric în care diavolul urla la un stareț și spunea, ce mă, nenorocitule, tu vrei să mă scoți pe mine? Și a zis, dacă ies de aici, unde să intru? Și a zis, starețul, intră în mine. Și a intrat diavolul în stareț, adică a ținut cont de gluma lui, n-a fost atent cuviosul, și l-a chinuit multă vreme, dar starețul dându-și seama că a glumit cu el cumva și și-a permis să-l ironizeze, îl smerea tot timpul pe diavol și îi spunea așa, lasă că am să te servesc cu post, am să te hrănesc cu rugăciune, am să te hrănesc cu priveghere, am să te hrănesc cu nevoință și dacă o să-ți placă
Și diavolul plângea și urla și îl zghihuia și el postea și mai mult, se ruga și mai mult, până într-o zi diavolul a zis, nu ne ghiobule, nu mai pot să stau în tine, că îmi strici liniștea. Și a ieșit și a plecat. De ce? Sfântul Antonie cel Mare ne lasă marea pildă scurtă care spune așa. Diavolul nu mănâncă niciodată, chiar dacă noi postim. Diavolul nu doarme niciodată, că priveghează să ne prindă în capcană. Diavolul este feciorelnic, nu este desfrânat, dar nu se poate smeri. Ei, cel mai mult îl ardem atunci când ne putem smeri. Și Părintele Cleopa avea această vorbă. Când doi oameni sunt supărați, cine zice primul, iartă-mă, diavolul crapă și pleacă. Deci până ajunge la proces, la tribunal, la nenorocire, căutați întâi să-i zdrobiți lui coarnele ca să nu stea între voi, să vă întărite și mai mult. Pentru că suntem la noaptea dintre ani, un alt lucru minunat care se săvârșește tot la 1 ianuarie, în legea cea veche, legământul pe care l-a lăsat Dumnezeu cu Avram era botezul tăierii împrejur. Un cuțit din piatră primitiv, ascuțit la vremea aceea pe o altă piatră, și când se năștea pruncul, era tăiat împrejurul prepuțului și curgea câteva picături de sânge, era ca și cum ar fi ca o deflorare, ca să zicem așa, și din clipa aceea pruncul era considerat botezat prin propriul sânge dăruit pe altarul de jertfă al lui Dumnezeu. Iată că lucrul acesta și Hristos vine și îl împlinește ca Dumnezeu și om. Și de fapt ce face? El ia câteva picături din sângele Maicii Domnului și din sămânța femeii, din ovulul femeiesc, ca să-și ia trupul, icoana sa veșnică, om adevărat și Dumnezeu adevărat, și trebuie să dăruiască acest sânge înapoi lumii care l-a împrumutat din fecioara care era fecioară, și să-l dea înapoi lume, dar pe altarul de jertfă Vechiului Testament, ca să-l curețe și să poată lua asupra sa toate păcatele lumii. Și acele picături ce cad din trupul lui, cad pe masa jertfelnicului Vechiului Testament, la coarnele altarului, la cortul mărturiei, acolo, înainte de intrarea în Sfânta Sfintelor, la templul lui Solomon, care nu mai era cel original, ci cel reconstituit de Zorobabel, arhereul îl taie împrejur. Și aici ne arată Sfântul Maxim și cu Teofilact al Bulgariei și cu Ioan Gură de Aur că lucrul acesta se face cu un scop bine determinat. 1. Să se vadă că Hristos a avut trup omenesc, să se vadă că nu-i nălucă sau duh, că s-a jertfit de mic și s-a dăruit pentru dragostea lumii, că numai dragostea l-a ținut pe cruce și nu întotdeauna cuiele, cum credem noi. Noi cinstim cuiele, crucea, piroanele și suferința, dar pe Dumnezeu, pe cruce, l-a ținut dragostea față de lume pe care a răscumpărat-o și a luat asupra lui toate păcatele lumii. Deci, de ce vă spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că Iisus se jertfește de mic și primele picături de sânge sfințesc prestolul pe care mai târziu vom face noi jertfa nesângeroasă a Sfintei și Dumnezeiești liturghii instituită în Joia cea Mare, luați, mâncați, acesta-i trupul meu, frângând pâinea și bezi dintr-o acesta toți, sângele meu, binecuvântând paharul. Pentru că suntem la cumpăna dintre doi ani, ceea ce se cade în primul rând este să ne facem bilanțul slăbiciunilor și a virtuților. Virtuțile să le înmulțim, să fim cât mai virtuoși pentru a intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți bine aminte, pe vremea, poate mai este vreo babă de la 70 de ani în sus, ar putea să ne confirme lucrul acesta, exista epistolia Maicii Domnului în care Sfântul Arhanghel Mihail, vreau să vă spun asta că mi se pare mie mai frumoasă decât a vă face teorii dogmatice, când Arhanghelul Mihail stă la judecată și dracii pe de-o parte vin cu zapisele cu păcate și îngerii cu faptele bune. Și spune că Maica Domnului stă în fața tronului Sfintei Treimi, iar când noi ajungem în fața balanței, suntem puși în talgerul nostru, îngerii vin și pun fapte bune lângă talgerul unde suntem noi, la partea care trebuie să ne mântuim, și aici vin satanele cu zapisele, cu tot ce am greșit noi de-a lungul vieții. Ei, și spune că marele rog al Maicii Domnului și al lui Sfântul Arhanghel Mihail este să-i țină pe dragi la distanță de suflet care e speriat și zdrobit. Vedeți ce spune Grigore de Nisa? Nu te teme, frate, suflete. Ai răbdare, ai nădejde în Dumnezeu.
Și spune că atunci când păcatele sunt mai multe decât faptele bune, omul evident tremură și plânge că va merge spre o sândă. Când balanța este egală, rămâne mila lui Dumnezeu, dacă ne iartă sau nu, depinde ce lucruri bune am lăsat în urmă, adică virtuțile, și poate Dumnezeu să ierte, dacă balanța cu fapte bune trage puternic și aruncă păcatele, atunci sigur suntem mântuiți. Iar dacă spune mai departe epistola, era un lucru extraordinar și totdeauna lucrul ăsta te făcea să mai faci seara o rugăciune în plus, deci era lucru cu care ne și culcam, mai fă câteva mătănii, mai fă trei Tatăl nostru, stai acolo la balanță, că s-ar putea să-ți trebuiască. Era vorba bătrânilor care nu știau scripturi, filocalii, vezi de sfinți, patristică și lucruri din astea înalte. Și spune că atunci când păcatele noastre sunt puțin mai grele decât faptele bune, tot mila lui Dumnezeu contează și El poate să ne mântuiască. De aceea raiul este plin de păcătoși, iertați și mântuiți. V-am spus lucrul ăsta ca să înțelegeți că noi suntem în seara aceasta exact între cele două balanțe. Anul vechi, trudit, obosit, cu toate greutățile lui, cu toate nemulțumirile lui, sau poate cu toate împlinirile lui, cu toate reușitele lui. Nu la toți oamenii le merge la fel. Unii trec prin necazuri, unii trec prin supărări, unii trec prin scârbe, alții trec prin bucurie sau prin împliniri sufletești. S-au căsătorit și au luat servicii, au luat casă și au rezolvat o datorie și au rezolvat o rată. Fiecare trăiește o dramă a vieții lui personale. Ei, și intrând în noul an, deși, în general, ne urăm tot timpul, mulți ani, mulți ani, mulți ani. Am întâlnit și situații când vin oameni și îmi spun, părinte, haideți să-i citiți lui mama că de 4-5 ani stă la pat și nu o ia Dumnezeu. Adică trebuie să fim atenți, întotdeauna să ne urăm mulți ani duhovnicești și cu sănătate. Adică dacă suntem plăcuți lui Dumnezeu, să cade să trăim cât pământul. Că Dumnezeu are nevoie de drepți pe pământ. Dacă suntem niște oameni vicioși sau nepăsători, atunci bine să ne ia Dumnezeu repede, să nu ne stricăm cu totul, să nu ne împietăm cu totul. Și atunci mai bine să stau liniștit în odihna liturgică a pământului cel veșnic care ne transformă și ne desface din ce am fost alcătuiți, cum spune rugăciunea de la înmormântare, decât să zacem pe un pat de boală, deși și aici este tot un canon de mântuire și recomandarea mea la început de 9 ani este aceasta. Când se umflă ovăsul noi, când devenim prea mândri, prea vanitoși, prea orgolioși, să mergeți la o terapie intensivă sau la o reanimare sau la un spital unde este morga, să vedeți ce este slava bietului pământean acolo, fie în aparate, fie în toate instalațiile acelea de păstrare a vieții, în ideea refacerii vieții și revenirii și reactivării sau reanimării, sau cum arătăm acolo în coșciugul acela, am avut această fericire, trebuia să recunosc pe cineva la morgă, eu știam cum arată și de aia m-am și dus. Și m-a întrebat domnul ăla, vie frică? Zic, oh, dar nu mi-e frică deloc, zic, deschideți să mă uit. Era vorba de o persoană foarte vanitoasă, foarte orgolioasă, foarte cochetă, foarte așa. Și când arăta acolo tot cum ei sunt pusuți, stăiați, anesteziați, când faci un AVC din ăsta, doctorii fac și anumite experiențe pe care au nevoie să le constate medicul legist, cei cu cadavru în sine. Și am zis, zic, doamna este, zic, îi știu ochii, părul și dinții. Și zic, v-ați dat seama așa de ușor? Zic, da. Ei, dincolo de orgoliile noastre personale, stă sluțenia trupului nostru batjocorit prin patim și păcate. Noi să-l înfrumusețăm, pentru că cântarea aceea de la strană sună așa, o înnegrite suflete. Ei, noi să facem invers, ca femeia ce căzuse în păcate multe și a luat iertare de la Dumnezeu, pentru că s-a smerit și a spălat cu lacrimi picioarele Mântuitorului și le-a șters cu părul capului. Asta să aveți în minte tot timpul. Dumnezeu poate ierta orice păcat, poate dezlega orice păcat, poate șterge orice păcat, iartă orice fără de lege, dar vrea un singur motiv. Jertfa lui Dumnezeu este inima înfrântă și smerită. Să fim buni. Este primul îndemn
cu care trebuie să intrăm anul acesta. E bun și paharul de șampanie, e bună și masa pregătită frumos, e bună și prietenia cu vecinii, cu megeșii, cu restaurantul, cu unde merge omul să simtă bine. Dar să nu uităm de bunătate. Este singurul lucru de care avem nevoie să putem străbate în Împărăția lui Dumnezeu. Cam aceasta ar fi ideea, pentru că noi ne vom întâlni și mâine, care vin la Sfânta Liturghie, în Paraclisul Mic, și acolo vom vorbi pe larg viața Sfântului Vasile, vom vorbi despre praznicul tăierii împrejur, de sărbătoarea în sine, botezul legii vechi. Ca să știți, aceasta înseamnă, Iisus s-a botezat la 8 zile, a primit numele de Iisus, așa cum și noi ne botezăm pruncii mititei, că mai sunt acești creștini de 100 de ani, eu le spun, dacă le spui sectă se supără, dacă le spui cult religios uneori se întristează, dacă le spui rătăciți sau chismatici, se tulbură. Acești creștini de 100 de ani, care n-au 2000 de ani ca și biserica, care vin și spun, ce știe un băiat de 6 săptămâni când îl botezi? Știe măsa, știe tatăsul, știe nașăsul, știe preotul și știe biserica. Și știe Dumnezeu care e de față. De aceea pruncul când intră în apa Sfântului botez, intră tăcând și când iese din apa Sfântului botez, iese scâncind. Își dă seama că a înviat lumea acestea ca mădular al bisericii. De acum îl va bate vântul, de acum îl va bate soarele, de acum se va coace, va da roadă, va fi și el mamă, tată și așa mai departe. Deci, ori de câte ori întâlniți mici mândărătnicii de genul acesta, nu stați să colectați puroaie pasagere, ci opriți-vă asupra cuvântului cel tare al Scripturii. Hristos le-a spus apostolilor când s-a înălțat la cer, atât. Mergând învățați toate neamurile, dezlegându-le în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și botezându-le în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Asta să aveți în minte tot timpul. Cei mari s-au botezat mari, că era începutul creștinismului, iar creștinii au rânduit botezul pruncilor de mici, că așa a spus Hristos, să vină pruncii la mine. Și când vorbim de mlădiță și butuc, vorbim de altoiul în Hristos, nu altoiești copaci groși, ci mlădițe tinere, așa cum sunt pruncii noi născuți la sânul maicilor. V-am făcut diferența între botezul cu apă și foc pe care îl dă Hristos ca botez al legii celei noi. Spune Ioan Botezătorul, eu vă botez numai cu apă, vă spăl, dar vine cel după mine ce vă botează și cu Duh Sfânt și cu foc. Iar în legea veche, Avram și până la Hristos, inclusiv și Moise a respectat această lege, a fost numai tăierea împrejur, iar fata se boteza în momentul când era luată de soțul său și intra în patul nupțial și era dezvirginată. Aceea era botezul femeii. De aia se păstrează tradiția ca femeia să fie femeia unui singur bărbat, să fie curată, să fie fecioară. Fecioarele și feciorii sunt floarea bisericii. Cu asta v-am spus mai mult decât trebuie. Închei prin a spune tuturor, tradițională urare, mulți ani rodnici, duhovnicești și cu sănătate, să vă dea Domnul Dumnezeu bucuria cea sfântă, împlinirea cea sufletească, familie frumoasă, copii sănătoși, bine educați, să nu ne speriem de scamatoriile moderne ale lumii globaliste, cu toate năravurile ei deșucheate, noi să știm că avem o singură datorie. Și cred că e o priceasnă foarte frumoasă, nu suntem ardeleni, dar mie îmi plac și le ascult cum le cântă ardelenii, că ei în Ardeal așa au străbătut printre Habsburgi, printre Uniați și printre Imperiul Catolic de acolo din Ardeal, prin cântarea pricesenilor. Mamă, știi tu oare care e datoria ta? Adică odată ce ai copil, te jerfești să-l crești frumos și să-l lași în urma ta ca un rod folositor, așa cum culegi toamna din pom fructele pentru care i-ai îngrijit, udat și prășit copacii din grădina ta. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să dea sănătate trupească și sufletească în vecii vecilor. Amin.